Costică Budescu, stăm de vorbă și cu fostul președinte al Petrolului, Costel Lazar. Bună seara, domnule Lazar. Bună seara. Aminteam puțin mai devreme, la finalul partidei, de o discuție pe care o aveam spre finalul sezonului trecut, în care sperați și erați optimist că lucrurile se vor rezolva, pentru că erau probleme și atunci. Și spuneați că promovarea ar putea rezolva anumite probleme, pentru că lumea ar fi mai atrasă să sponsorizeze, să ajute echipa. Nu s-a întâmplat. În ce situație e clubul la momentul plecării dumneavoastră? Așa am sperat la acel moment și eram îndreptățit să sper. Aș vrea să fac o precizare. Nu sunt fostul președinte, sunt actualul președinte. Am înțeles că ați plecat. Eu nu mi-am prezentat demisia, am avut o ședință AGA, prin care am anunțat membrii asociați că dacă eu sunt problemă la acest club, renunț. Și aștept să vină cei care doresc să vină cu bani, pentru că așa se tot vehicula, domnule, avem 500 de mii, avem 600, dar vrem altceva, vrem pe altcineva. Și am zis, domnule, eu nu stau legat de scaun. Eu nu mă opun evoluției clubului și voi pleca. Vreau să plec în concediu și să reziliem contractul pe calea amiabilă. Deci ar exista anumiți oameni interesați să sponsorizeze sau în ce formă să ajute cu bani? Dar fără dumneavoastră? Sau cum? Sunt povești, domnul Moraș. Sunt povești. Da. Sunt povești. N-a venit nimeni. Petrolul a promovat în Liga 1, a promovat cu datorii. A spus tot timpul că sunt datorii ale clubului. Nu le-am ascuns pentru că nu am ce să ascun. Și ce datorii sunt? Dați-ne o cifră. Nu vă pot da nicio cifră, îmi cer scuze. Cel care dorește să afle cifre trebuie să semneze un contract de confidențialitate, pentru că nu pot pune lucrurile public cu datoriile clubului. Le-am prezentat unor potențiali investitori. Primăria mai e implicată în vreun fel? Nu, primăria nu este implicată și eu nu acuz primăria Ploiești, credeți-mă. Nu, v-am întrebat dacă e implicată, pentru că atunci trebuia să ne spuneți că e vorba de bani publici, să ne dați niște cifre. Dar dacă nu are nicio legătură primăria... Nu, dar Petrolul este un club privat, este un ONG. Am înțeles. Da. El aparține membrilor fondatori. Iar eu am vrut să trag un semnal de alarmă, pentru că nu pot apărea în fața jucătorilor și în fața salariaților cu datorii să le cer să muncească în momentul în care nu-i plătim. Și am vrut să trag și trag un semnal de alarmă în continuare, pentru că nu mi se pare normal. Să dorim performanțe, să vorbim despre Petrolul, că vrem play-off, că vrem cupe europene, că vrem nu știu ce, și nimeni nu vine cu niciun ban. Doar din sponsorizările pe care le-am rezolvat împreună cu colegii mei, și vreau să le mulțumesc încă o dată sponsorilor pentru susținerea pe care au acordat-o Petrolului. Dacă vreți să vă dau cifre, vă pot da câteva cifre. Petrolul poate produce 3,2 milioane de euro din drepturi TV, din sponsorizări, din abonamente, din ticketing. Produce acum? Da? Da, exact. Mai avem nevoie de 1,5 milioane de euro, pentru că e vorba de taxe. Este vorba despre celelalte cheltuieli pe care nimeni nu le ia în calcul. Deci undeva la 5 milioane ar trebui să fie acoperit bugetul. Undeva la 4,5 milioane, spun eu. 4,5 milioane. Nu este o cifră foarte mare pentru județul Prahova, credeți-mă. Păi asta ziceam și eu puțin mai devreme, iertați-mă. Sunteți în Prahova, sunteți în Ploiești, vă cheamă Petrolul. Ce se poate? Aveți și suporte. Domnul Vlad, ce se poate mai mult? Vă spun ceva. În județul Prahova sunt 30.000 de firme, de societăți. Ce se întâmplă? De ce nu vine? Poate că au și ele problemele lor, unele, dar sunt unele care n-au nicio problemă, dimpotrivă. Dar vă spun ceva, sunt 200 de firme care sunt pe profit maxim. Mare. Da, da, să știți ceva, domnul Lazar, nu are drept nimeni să oblige vreo firmă să vă dea bani. Nu e vorba de obligă. Adică, dacă oamenii nu simt că e o afacere pentru ei, nu o fac. Trebuie făcută în așa fel încât să simtă că e un business și pentru ei și că există vizibilitate sau nu, eu știu ce, și atunci vor veni cu bani. Domnul Decebal, am fost deschiși și am propus și în conferințe de presă și în comunicate că oricine vine cu 100.000 de euro sau mai mult poate face parte din Consiliul Director să vadă cum se cheltuiesc acești bani.
Am înțeles. La petrolul nu se fură bani, pentru că nu sunt bani de furat. La petrolul sunt bani din împrumuturi. Aduce directorul sportiv, aduce Costel Lazar, aduce X sau Y, aduc bani personali să ținem echipa. Mi se pare normal? Și vrem nu, nu mi se pare normal. Nu mi se deci pare tocmai, normal, tocmai. Asta deci e. Nu putem. E trist. Da, dar poate că... E și vina dumneavoastră că nu reușiți să le prezentați niște proiecte în care să fie atrași de a investi la, de a investi la petrolul. Sau de... Am prezentat și proiecte, nu știu câtă vină am, că fac credite personale, dar e mai puțin important. Cert este că eu sunt lângă jucători și le-am promis că nu mai merg în fața lor până nu se rezolvă problemele financiare. Pentru că am fost jucător de fotbal, nu-mi permit să mint jucătorii. Nu-mi permit să le promit. Ce datorii aveți către ei? Câte luni sunt neplătiți? De câte luni? Nu, avem o jumătate de salariu pe septembrie și salariu pe octombrie. Oh, păi parfum, ce să... Da, bine, dar a fost o formă de protest a lor și înțeleg, i-am respectat. Vă spun că îmi pare foarte rău că nu am fost în localitate să merg să stau de vorbă cu ei, să îi determin să se antreneze, dar până la urmă s-au prezentat bine astăzi și îi felicit. Foarte bine. Poate chiar a ajutat. Extraordinar. Da. Pauza de antrenament de marți. I-am lăsat să se descarce un pic nervos pentru protestul care l-au avut. Îi înțeleg. Poate am făcut și eu la vremea mea când eram jucător și am plecat acasă. Făceam mai urât ca ei. Dar, domnul Lazar, excludeți total posibilitatea de a ajunge în situația Gaz, Metan, Media și Clinceni? Eu exclud această situație. Exclud și sper ca lucrurile să se îndrepte în cel mai scurt timp. Probabil că, nu știu, cuilul pe pelea e povestea acestor datorii, domnul Lazar. Vor fi prea mari, nimeni nu vrea să se nu implice cu... Nu sunt foarte mari, domnul Murat. Nu sunt foarte mari. Da. Dacă transferăm doi jucători, am acoperit și datoriile astea. Până într-un milion de euro, să zicem? Sau mai mult? Acolo suntem. Acum. Un pic, da. Da, n-ar fi așa. E ciudat că nu se... Tocmai, dar dați vă seama că aceste datorii înseamnă și taxele la stat care sunt eșalonate. Da. Da? Da. Înseamnă o responsabilitate foarte mare pentru mine, pentru că mi-am asumat ceea ce facem și trebuie să găsim soluții. Eu cred că se vor găsi soluții dacă există bunăvoință. Dacă lumea stă așa în... Da, povestea cu chiar, da, peste tot e primăria implicată. Aici de ce nu se implică primăria? Sau de ce nu vrea? Sau nu vreți dumneavoastră? Sau... Eu aici sunt de acord că nu se implică. Nu, membrii fondatori au fost de acord cu o asociere cu primăria, dar trebuie stabilite și clarificate niște condiții. Din moment ce clubul produce, v-am spus, 3,2 milioane de euro, atunci trebuie să vină cineva care să asocieze cel puțin cu aceeași sumă, dacă vreți să fie asociat. Mm-hmm. Părerea mea. Nu știu. Da. Mai mult. Da. Bun. Pe clubul membrilor fondatori, eu sunt președinte executiv. Eu am condus așa cum am putut, așa cum am știut, așa cum m-am priceput și cred că nu am făcut-o rău din moment ce până în acest moment că suntem în poziția în care suntem. Dacă clubul în acest sezon, iertați-mă, produce acum, în acest sezon, banii ăștia, pentru că în sezonul trecut n-avea cum să producă atâția bani pentru că era în Liga a doua. De ce nu luați în calcul, hai să avem cheltuieli atât cât putem produce? Dacă nu vine nimeni, ce să facem? Sau nimeni în plus față de sponsorii acolo? Păi, cu 3 milioane de euro te duci în Liga a doua în cap, cu brio. Sunt de acord. Da, și vreau să vă spun ceva. Vreau să vă mai spun ceva. Ca audiență, petrolul este pe locul 5. La ce audiență vă referiți? La audiența suporteri? La audiența transmisiunilor. Ca medie de suporteri, că eu nu știam clasamentul. Ca medie de suporteri, suntem undeva la 9200 medie de suporteri per joc până acum. Bun. Ca valoarea lotului, suntem locul 13. Ca valoarea lotului evaluat de Transfermarkt. Așa. Suntem pe locul 13 și totuși noi suntem pe locul 6, sportiv.
Da, sunt de acord, deci, că e o performanță, da. Haideți să vedem despre ce vorbim. Cine greșește? Domnul Lazar, stați puțin. E vorba de o chestiune care trebuie să fie nu cu profit, ci tanda pe manda. Cât avem noi anul ăsta? Cât producem? 3 milioane? Păi atunci și bugetul și cheltuielile trebuie să fie de 3 milioane. Eu nu fac analiza financiară acum. Pentru că sunt cluburi care cheltuiesc mult mai mulți bani decât noi și sunt pe locul 14 sau 13. Da? La nivel contractual suntem pe o medie undeva sub jumătatea clasamentului. La nivel de medie. Dar atâta vreme cât produceți mai puțin decât consumați, e o problemă. Nu? Păi este o mare problemă. Eu nu am spus că nu e o problemă. Ori mai atrageți bani, ori mai tăiați cheltuielile. Nu e bun, spuneți-mi dumneavoastră de unde să tai cheltuielile. Dintr-un salariu de 2000 de lei să mai tai de acolo? Nu știu. Renunțați la niște contracte, habar n-am. Haideți să fim serioși. Păi exact asta încerc. Haideți să fim serioși. Cât produce clubul ăsta în sezonul următor? 3 milioane. 3 milioane trebuie să avem cheltuieli. Asta e. 3 milioane suntem în Liga a doua. Asta e. Dacă clubul nu poate să producă mai mult, ce putem să facem? Eu vreau să fac performanță, nu vreau Liga a doua. Și CFR Cluj vrea să facă performanță și cheltuiește cât 3 la un loc. Problema domnului Varga. Acolo nu e un business normal, ca să zic așa. Sper să se găsească oameni care înțeleg că petrolul poate... Asta e altceva, domnule. Costele, ideea este că valia de plată, adică... Mă implic și eu în dialogul ăsta. Este clar că îți dorești să faci performanță și chiar meriți să fii felicitat pentru ce ai făcut și în sezonul trecut și ceea ce realizați acum. Dar la un moment dat, dacă se acumulează datorii, ce faci? Eu nu, tocmai de asta am luat această poziție. Pentru că dacă vrem performanță, trebuie să venim cu bani. Dar nu există cadru legal ca... în primăria să se implice, că de fapt asta era întrebarea pe final. Eu cred că da, cred că există cadrul legal, dar nu vorbim numai de primărie aici. Primăria poate are datorii, poate sunt probleme sociale foarte mari. Vorbim despre societățile din Ploiești și despre oameni care iubesc petrolul și care au posibilitate să vină lângă club. Și le-am expus planul clubului și programul de dezvoltare al clubului pentru următorii 2-3 ani, 3 ani să zicem. Da? Și dacă nu se mișcă nimic, care ar fi... Adică, dacă nu există reacție din partea celor din oraș care... Probabil că nu... Păi, dacă nu există reacție, v-am spus, eu reziliez contractul pe cale amiabile și înțeles. Las să se întâmple lucrurile așa cum vrea Dumnezeu să le așeze. Mulțumesc, domnul Lazar, pentru intervenție. Vă aftă multe. Mulțumesc oricând. Mai bine.